Liberalii gorjeni sunt loviți de un nou scandal. Fostul primar din Turceni, Ion Iordache, afirmă că Tudor Barbu i-ar fi transmis că persoanele aflate în sondajele de opinie sunt de sacrificiu și că nu-l susține pe Marcel Romanescu pentru primăria Târgu Jiu. În replică, Barbu susține că nu a discutat aceste aspecte cu Iordache. Tensiunile legate de stabilirea candidatului liberalilor pentru primăria Târgu Jiu se întețesc pe zi ce trece. Fostul liberal Ion Iordache afirmă că Tudor Barbu i-a transmis că nu-l susține pe Romanescu pentru o candidatură la fotoliul de primar. Eu știu discuție în care s-a afirmat clar cu certitudine că nu va fi candidat. Să știu că se caută candidat și păcat. Romanescu chiar este un deosebit și ar fi putut, dar a început cu stângul. Barbu neagă cele spuse de Iordache. Cum să spun eu la telefon, bine, și spuneam lui Iordache, pe care l-am pus sub cercetare în minutul 1, când am venit în Gorj, am dispus domnului Tavilu Pulescu să facă cercetarea mărunțită să vedem dacă într-adevăr l-a susținut pe Ponta. Taman lui îi spuneam eu că Romanescu nu este candidatul. Adică cine crede că este atât de naiv în Gorj să-l creadă? Barbu a mai precizat că Iordache încearcă să destabilizeze atmosfera din PNL Gorj.